Salut, mă numesc Sabin, de la tutoriale Info PCHQ. Astăzi am să vă prezint cum vă puteți regenera hard disk-ul. Pentru început veți avea nevoie de o imagine ISO de la care am să vă las linkul în descriere de descărcare. Dar ce faceți cu ea? O veți face bootabilă pe un CD și veți buta imaginea. Bun. Pentru început, după ce am butat-o, vom intra la Start Boot CD. Aici vom găsi opțiunea Hard Disk Tools. Aici vom găsi opțiunea HDD Regenerator versiunea 1.5.1. Vom apăsa Enter și încă o dată Enter să fie pe auto. Aici vom apăsa tasta OK, aici tasta M și iarăși Enter. Și s-a început așa numita scanare. Va dura în funcție de cât de mare este hard disk-ul. Bun, după ce ați făcut această scanare, veți apăsa tasta Enter. Și încă o dată, Enter. Iar apoi ne vor apărea partițiile, alte chestii și vom scrie asta E și vom apăsa Enter. Apoi ne va mai arăta încă o dată acele opțiuni, însă noi vom începe exit și vom apăsa ESC sau Enter. Și cam atât a fost, acesta a fost tutorialul de astăzi. Vă mulțumesc, eu am fost Sabin de la tutoriale InfoPCHQ. Vă mulțumesc!